Bună seara! Vă salutăm pe toți care ați intrat deja pe transmisia noastră. În această seară vreau să vă împărtășim câteva lucruri exclusive, adică care nu le-am mai spus niciodată din familia noastră. Și aș vrea să rămâneți cu noi, avem lucruri interesante să împărtășim cu voi. Și în introducere aș vrea să vă zic că niciun păstor nu are toate darurile, indiferent cât de bine predică, cât de bun e în a vorbi, cât de bun e în a asculta oamenii, și atunci Dumnezeu dă unui păstor un partener potrivit, un ajutor potrivit. Și acest ajutor pentru mine este soția mea, Paula. Domnul să o binecuvânteze. Și ce n-am spus nici bisericii noastre, nici oamenilor în general, este că ea are un dar special de la Dumnezeu, anume iubește rugăciunea, și Dumnezeu îi face parte de descoperiri. Descoperiri prin care Dumnezeu îi vorbește, și eu, după 20 de ani de căsnicie, pot să confirm că de foarte multe ori am văzut aceste descoperiri miraculoase pe care Dumnezeu i le-a dat și pe care n-am putut să le pun la îndoială. Ca de exemplu, vă dau un exemplu banal. A fost o perioadă în care nu prea am avut bani și uitasem că cineva trebuia să-mi dea o plată, și ea mi-a zis: Dumnezeu mi-a descoperit în noaptea asta că astăzi vei primi o sumă de bani. Și am primit o plată din urmă, când eram cu construcțiile și eram mai implicat în domeniul ăsta. Ăsta este un exemplu. Un alt exemplu a fost când Dumnezeu a descoperit soției mele: uite, există o familie pe care Domnul mi-a arătat-o că au anumite probleme peste viața lor și la un moment dat vor face probleme și în biserică. Și eu am zis: nu se poate așa ceva, ăștia sunt o familie extraordinară, ăștia sunt niște oameni deosebiți, ăștia au un comportament frumos, sunt într-o relație bună cu mine, nu cred așa ceva. Și mai târziu, exact acea familie mi-a făcut mari probleme în biserică. Deci, de-a lungul anilor, am văzut clar că Dumnezeu i-a dat soției mele darul acesta de a avea anumite descoperiri din partea lui Dumnezeu. Eu întotdeauna, pentru că sunt un om așa mai circumspect, sunt pentecostal, cred în profeții, cred în descoperiri, dar cu frâna de mână. Pentru că am văzut și multe extreme și multe greșeli. Totdeauna i-am zis soției mele: folosește darul ăsta doar în familie. Până nu suntem 100% siguri, până nu avem niște dovezi clare că Dumnezeu vrea să-l folosești și în afara familiei, folosește-l doar în familie. Și mă bucur să fie cu noi în seara aceasta aici. Domnul îi vorbește și acum, și asta din cauza că iubește rugăciunea și are acest dar de la Dumnezeu. Și zic: Domnul să o binecuvânteze. Amin. Amin. Paula, dacă ai putea, pentru cei care ne urmăresc, să dai câteva exemple în care Dumnezeu ți-a descoperit lucruri pe care n-aveai altfel cum să le știi. Au fost foarte multe lucruri. În primul rând vreau să aduc slavă lui Dumnezeu, pentru că tot ce avem vine de la El, darurile le primim de la El, descoperirile vin de la El. Și asta nu că noi am fi mai special, ci așa, Dumnezeu alege oamenii. Amin. M-ai întrebat să zic... Da, da. Dă niște exemple. Nu știu de unde să încep, că știu au fost foarte multe. Știu, da, că ai emoții, dar oamenii ar vrea să audă clar. Ok, tu zici că ai descoperiri de la Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a descoperit. Dar zic câteva exemple. Sau hai că te ajut eu până îți mai dai drumul la emoții. Okay. Spune-mi, te rog, exemplu ăla când eu am leșinat în biserică. Povestește-l oamenilor. Ce s-a întâmplat? Deci, vreau să vă spun că diavolul este foarte șiret și vine și cu slăbiciuni.
Tu ai leșinat în Oradea când am fost, ai fost la predică acolo. Povestește-o, da? Cum am ajuns să leșin? Ce s-a întâmplat? Păi ai mers la, am venit cu mașina și tu aveai ceva durere de spate înainte de programul de biserică și te-ai dus la predică. Dar ce era foarte interesant, că cu o săptămână înainte ca tu să leșini, am văzut un video care circula peste tot cu un pastor care a murit curentat la botez. Într-o piscină, da. Da? Și tu ai mers la amvon, gata să predici și ai leșinat. Am avut o și mi-a venit repede în minte ideea că fratele pastor a murit. Eu am fugit la tine și am pus mâna pe cap la tine și tu zicea, du-te de aici, și am zis, nu merg pentru că mă rog. Stai puțin așa. Deci, eu am avut o problemă cu coloana vertebrală și încă mai am și cu durere cu tot m-am dus să predic în România la o biserică. Biserica era plină, m-am ridicat. După 3 minute, ca și o centură puternică, m-a strâns la mijloc, tot mai tare, mai tare, mai tare și am zis, îmi cer iertare, nu mai pot să continuu. Când m-am pus să șed jos, am leșinat, în jurul meu au venit vreo 10 oameni și a venit și Paula. Și toți erau speriați. Nu ai stat jos, că ai căzut. De fapt, am căzut, nu mai știi. Eu am mers la tine, eu totdeauna mă rog și am pus mâna pe cap la el și m-am rugat pe capul tău. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Nu te îngrijora că Tiberiu va fi bine. E, atunci, în momentul acela, am simțit că ceva îmi ținea inima. Era puterea lui Dumnezeu care mă ținea, îmi ținea inima. Mama mea plângea, copiii nu știau ce se întâmplă. Biserica, așa wow, ceva nu s-a întâmplat niciodată, chiar la predică, în timpul slujirii. Și simțeam că Dumnezeu îmi ține inima. Erau, normal că e slab ca și om, și dar Dumnezeu te întărește. Deci Dumnezeu atunci ți-a vorbit automat, da, în interiorul că va fi tău, okay. Că totul e ok. Da, deci Dumnezeu m-a întărit în încercarea asta. Vreau să vă încurajez că Dumnezeu niciodată nu va lăsa peste noi mai mult decât putem duce. Și chiar dacă îngăduie o ispită, Dumnezeu pregătește și mijlocul ca să ieșim din acea ispită, din acea încercare, să zicem. Deci tu păreai foarte grav că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva să leșini. Da, a fost prima dată când am leșinat de când sunt eu. Bine, mai avut o durere de spate, dar nu ai leșinat de la spate niciodată. Dar am simțit că a fost diavol care, normal, când slujești, ești expus la atac spiritual. Dar Dumnezeu m-a întărit. Deci, ăsta este un exemplu. Toți erau agitați, toți erau speriați. Soacra plângea, copiii mei erau acolo, biserica plângeau, se rugau. Și tu, automat, ai primit atunci un gând de la Dumnezeu și ai știut că totul va fi bine. Da, da, o întărire a Duhului Sfânt. Mama mea, așa cum am zice, tot mă gândesc la tine, ce puternic ai fost. Toți erau disperați, plângeau, nu știau ce se întâmplă. Dar mai zi un alt exemplu, dacă mai ai și alte exemple. Am multe. Din slujire sau... Cum ți-a mai vorbit Dumnezeu? Mai zi un alt exemplu din asta, în care Dumnezeu ți-a descoperit anumite lucruri pe care n-aveai de unde să le știi decât de la Dumnezeu. Un alt lucru e, doi din copiii noștri au alergii foarte grave. Marcus, băiatul mare, alergie la lapte, e anafilactică, adică se umflă tot și poate oricând să moară. De aceea avem cu noi EpiPen, o injecție cu adrenalină. La fel, o altă fetiță are tot așa alergie la alune și la pește, la somon. Și avem EpiPen cu noi, așa se numește, injecțiile de adrenalină. În caz de se întâmplă să mănânce ceva, știu eu, un ingredient ascuns în mâncare, poate să-i provoace alergie. Și, nu mai știu, 2-3 ani de atunci, când a murit fiica sorei Mica, nu știu dacă ți-am zis despre asta, că unele lucruri le zic, unele... Na. Și a murit fiica sorei Mica, Ruth, da, a avut acel sindrom fatal. Și ce ți-a descoperit, doamna? Și toată săptămâna aia a murit duminica, ții minte că eram la închinare, când am aflat vestea, toți au început să plângem, eram așa. Toată săptămâna diavolul mi-a venit în minte să-mi zică, uite, copiii tăi au alergie, doi dintre ei... nu știi niciodată, odată mănâncă, poate oricând să moară unul din ei. Și toată săptămâna îmi veneau gândurile acelea de frică.
Și ziceam, vai, suntem, mă simt ca atârnam de un fier de ață. Și duminica a avut, sau duminica, da, seara a avut priveghi. Da, dacă poți. Și în seara aia, că eram la priveghi, eram cu Biblia deschisă și mica ți minte că vorbea în față, era la priveghiul lui Ruti. Și m-am uitat în Biblie și mi-a apărut un verset, Ioan 11:4, care zice, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Și atunci am primit așa o credință foarte mare și Dumnezeu m-a întărit, nu mai am avut acea frică, am zis, orice boală îi, Dumnezeu are toate în control și boala copiilor noștri va veni ziua când va fi vindecată. Deci Dumnezeu m-a întărit printr-un verset. Deci dacă ar fi să explicăm în cuvinte simple, poate ne urmărește cineva care nu înțelege așa de bine fenomenul ăsta, care noi ca și credincioși, care suntem de mai mulți ani pe cale, îl experimentăm. Cum anume îți vorbește Dumnezeu? Primești un sentiment puternic în inimă și știi că atunci e Dumnezeu? Îți vin anumite gânduri și dacă ai putea să explici puțin pentru cineva care n-a mai auzit așa ceva. Deci mie Dumnezeu mi-a vorbit cam în trei feluri. Am încercat să le grupez așa. Prin Biblie, cum am zis, Dumnezeu, prin acele versete. Efectiv, din toate foile pe care erau deschise, am văzut doar acel verset. Dumnezeu mi-a vorbit mie la... Deci ți s-a arătat prin o Biblie. Viziune. O viziune. Ai deci văzut eram un verset. În Biblie și exact acel verset l-am citit. Da. Ăsta care cu boala. Apoi Dumnezeu îmi vorbește prin interior, printr-o voce interioară. Când tu ai fost diagnosticat cu boală la ficat, țin minte că mergeam la școală să iau copii. Tu ai plecat la spital, nu aveam cu cine să las copiii aici în Anglia. Dacă nu ai cine să te ajute, trebuie să fii cu copiii. Și în timp ce mergeam să iau copiii de la școală, tot mă rugam, bineînțeles că tot timpul când am timp mă rog, mergeam cu căruciorul, cu cea mică și mă rugam. Eram așa supărată și am zis, Doamne, e această problemă de sănătate a Ta, nu pot să fiu la spital, nu am cine să mă ajute și Dumnezeu mi-a zis așa, nu te îngrijora, tot printr-o voce interioară, căci eu să nu mă îngrijorez de boala ta, că el te va vindeca. Și am rămas Amin. Întărită. Amin. Dacă Dumnezeu îți vorbește, trebuie să și crezi. Ok. Deci Dumnezeu îți vorbește printr-o voce interioară în care tu simți și știi că e Dumnezeu. Trebuie să zic și al treilea. Da, da. Bun. Și al treilea mod prin care mie Dumnezeu mi-a vorbit a fost că mă trezeam noaptea. Acest lucru a început să mi se întâmple foarte des în urma unor lucruri pe care le-am avut încercări și am avut așa o discuție cu Dumnezeu și am zis, Doamne, ne-ai chemat la o lucrare, o facem, dar mi se pare că eu sunt prea sensibilă pentru lucrarea asta. Mi se pare că mă depășesc lucrurile. Și în acea noapte m-am trezit vorbind în limbi. Și, te-ai trezit rugându-te da, în Dumnezeu. Rugându-me, deci dar tu dormeai și întotdeauna te-ai trezit în rugăciune. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru și Dumnezeu îmi dădea un mesaj. Adică îți curgeau niște cuvinte... Da, de încurajare. De încurajare ca să putem trece peste încercarea respectivă. Deci Dumnezeu așa a ales să ne întărească. Și de unde știu că este de la Dumnezeu? Când Dumnezeu îmi vorbește, am o pace și o liniște și o bucurie care, nu știu, numai Dumnezeu, eu zic că numai El. Asta e o confirmare că El îmi vorbește. Slavă Domnului, slavă Domnului. Pentru cei care nu ne cunoașteți prea bine, ca și familie, eu sunt un tip mai dur, mai coleric, mai pietros, așa, care merg înainte, soția mea e o persoană mai firavă, mai senzitivă, mai sensibilă și atunci Dumnezeu îi vorbește ei de multe ori și eu confirm că de-a lungul anilor am văzut clar cu Dașamin că multe lucruri s-au împlinit și am vrut să facem un live despre treaba asta ca să vedeți că Dumnezeu ne vorbește și astăzi, că Dumnezeu ne poate ajuta în cele mai dificile momente, că prin rugăciune, prin părtășie, prin ungerea care vine de sus, Dumnezeu poate să ne vorbească. Așa cum zicea Paula, în primul rând noi găsim voia lui Dumnezeu descoperită în Biblie
Și în Biblie găsim exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie să facem, cum să fim, unde să mergem. Și apoi sunt poate și lucruri din astea mai personale, mai particulare, care în Biblie nu scrie. Aș vrea să dau la facultatea de sport sau la facultatea de matematică. Doamne, care crezi că mi se potrivește? Și acest lucru, ca să descoperi voia lui Dumnezeu, poți să-l încerci prin post și rugăciune. Și la un moment dat, în timp ce postești și te rogi, dacă ești copilul lui Dumnezeu și peste viața ta este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să pună un gând puternic în inima ta, o convingere interioară care să te împingă să înțelegi care este voia lui Dumnezeu. Există un verset în Biblie care zice: voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. De unde știu dacă un gând puternic care vine în urma postului și a rugăciunii l-am de la Dumnezeu? Știu prin faptul că îmi aduce pace, este bine ce vreau să fac și voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită și caută desăvârșirea mea înaintea lui Dumnezeu. Este adevărat faptul că atunci când aveam zile de post și de postul, rugăciunea însoțită de post, aveam, Dumnezeu vorbea mult mai apropiat. Da, și deci, o înțelepciune care ziceam, wow, nu m-am gândit niciodată. O lumină. De a înțelege lucrurile. Da, de a vedea lucrurile diferit. Deci postul e foarte, foarte important. Vorbeam astăzi cu un băiat care vrea să se pocăiască și s-a înscris la noi la botez. Ca și o paranteză, vom avea un botez în finalul lui noiembrie. Dacă ești prin Anglia și încă nu l-ai primit pe Iisus și încă nu ți-ai predat viața în mâna Lui, El îți vrea binele, El te iubește, ia legătura cu mine, vino și înscrie-te. Dumnezeu are puterea să te vindece, să te libereze și să te ajute. Și vorbeam cu tânărul acesta și îmi zicea el cum să postez. Și am zis, sunt mai multe forme de post, dar ce este foarte important în ziua în care postești, ca să ai parte de putere și de revelație de la Dumnezeu, trebuie să te și rogi, pentru că rugăciunea și postul te duc într-o altă dimensiune spirituală. Așa este. Dacă mai vrei să adaugi ceva. La rugăciune ascultate și la cum Dumnezeu a vorbit, cred că am putea sta o zi și o noapte să te povestim. Dar ce mă gândeam foarte mult în zilele astea, că ai zis că vom discuta despre asta, mă gândeam la faptul cum Dumnezeu ne-a călăuzit pe perioada pandemiei. Dacă ți-aduce aminte, ne adunam în curtea școlii. Da. Și Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult și atunci când mă rog mai așa, mai am legătura deci, aia puternică. Dumnezeu îi vorbește ei și îmi zice mie. Da, deci unele lucruri nu le ducem mai departe. Da. Eram în curte, când pe perioada pandemiei nu puteam să ne adunăm în biserică, nu aveam voie, dar având curte mare la școală unde ne adunăm cu biserica, m-am rugat și în timp ce mă închinam, Dumnezeu vorbește tot așa prin vocea aia interioară, cât timp voi veți aduna, eu nu voi lăsa ploaie. Și au fost... Deci numai un pic, asta e tare, deci mi-aduc aminte. Deci soția mea, pentru că era pandemie și nu ne lăsa în interiorul școlii unde avem noi biserica să ne întâlnim, pentru că zicea că distanța, n-aveți voie numai nu știu câți, școala a zis puteți în aer liber și poliția ne lăsa în aer liber. Și ne-am întâlnit și în prima duminică Dumnezeu i-a descoperit soției mele că dacă vom continua lucrarea aceasta, nu va ploa. Și n-a plouat 14 duminici, una deci, după alta. Deci asta confirm cu mâna pe Biblie. Era așa a fost. Noros, era tot, dar nu a plouat. Și asta a fost ca semn că Dumnezeu e cu noi. Așa mi-a vorbit Dumnezeu. Ce nu, zici, Dumnezeu? Nu va ploa pentru că El vrea să ne arate că e cu noi. Dumnezeu poate să descopere la oricine sau doar la anumiți oameni? Cred că unii oameni au daruri speciale. Deci cum tu ai de vorbitor... mie cred că mi-e mai greu să mă duc în față și să vorbesc. Nu că nu aș fi învățător la școala duminicală sau pentru că am făcut un colegiu biblic, știu să vorbesc, dar nu, am darul tău. Și știu unde-i darul. Deci știu că sunt oameni deci, care au un dar special, deci din partea lui Dumnezeu. Eu pot să zic că Domnul dă darul rugăciunii, pentru că de multe ori și noaptea mă trezesc și trebuie să mă rog pentru anumite persoane sau... Cineva era bolnav și Dumnezeu îmi zicea, roagă-te
Nu puteam să dorm noaptea și, Doamne, pentru cine trebuie să mă rog? Pentru persoana respectivă sau pentru biserică sau pentru tine la predică? Mie îmi vine des în minte exemplul ăla în care Dumnezeu îi zice lui Moise: auzi, tu zici că nu vorbești bine, tu zici că ai nevoie de un proroc, uite, ți-l dau pe Aron. Așa zic eu, mi-a dat Dumnezeu o soție care să iubească rugăciunea, care să aibă darul ăsta, ca să mă acopere pe mine în zona asta a lucrurilor spirituale care nu se văd. În luptele spirituale ai nevoie de protecția lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, uneori chiar și de o descoperire care să te întărească, să nu te îngrijorezi, să nu te frămânți în mijlocul unei probleme. Dumnezeu poate să-ți spună direct un cuvânt, un gând, o descoperire, și asta te împinge să mergi înainte. Că până la urmă, dragii mei, ce avem noi nevoie cel mai mult? Nu-i nici mâncarea, nu-i nici apa, nu-s nici hainele, ci curajul de a înfrunta lucrurile și a merge înainte. De aia sunteți atâți abonați la pagina mea, pentru că găsiți speranță și cuvinte de curaj în cele pe care noi le punem acolo. Omul cel mai mare, cea mai mare nevoie a lui după Dumnezeu în viața de zi cu zi este curajul de a înfrunta viața, de a merge înainte, de a spera că dincolo de problemele lui se ivește o lumină și se rezolvă toate lucrurile. Și eu asta îmi doresc, să fiu o încurajare cu lucrarea pe care o fac. Și amin. Soția, ea se roagă, Domnul să o binecuvânteze. Amin, amin. Vreau să zic că dacă Dumnezeu ne-a încredințat această lucrare din Londra, Dumnezeu ne dă și darurile să o putem duce. Cum am zis, eu sunt o persoană mai sensibilă, dar Dumnezeu a găsit modalitatea de a mă întări. Vreau să mai zic și de la Hives, unde ne-am întâlnit acolo, când eram de Paști. Da, deci eram la un moment dat, pe perioada pandemiei, am mutat sala în 5 locuri, că tot a venit poliția după noi și tot ne-a oprit și tot ne-a împrăștiat. Și atunci, ca să nu opresc programele, pentru că eu am considerat că trebuie să ai grijă de biserică și când este pandemie, nu poți trimite biserica în pauză sau în vacanță, pentru că sufletul omului are nevoie de Dumnezeu. Și atunci am mutat biserica de 5 ori, în 5 locuri, în perioada de pandemie, că de câteva ori a intrat poliția peste noi, probleme. Noi azi. Și The Hide era unul din locurile astea. Deci era de Paști. Noi aveam voie, cred că vreo 200 de persoane și noi eram peste 500 de oameni, pentru că multe biserici erau închise și au venit la noi la Peniel și se anunța, vine poliția. M-am pus jos pe scaun și ce puteai să faci? Doar să te rogi. Și în timpul ăla m-am rugat. Am zis, Doamne, fă ceva, nu știu, fă să nu ne vadă, să nu vină. Și au venit sus. Nici nu îndrăzneam să mă uit în spate, că eram undeva în față, și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi vorbește. Am trimis un înger și am închis ochii polițailor să nu vadă cât sunteți. Ei au venit, hai să vă sunteți ok. Nu, deci ei au venit. Da, au venit sus, s-au uitat doar din colidor și cum sala noastră era lungă, pe mijloc nu se vedeau mulți oameni. Și ei n-au mai intrat. Și au zis, voi sunteți bine, și au plecat. Da, dar mie Dumnezeu mi-a descoperit că a trimis un înger și le-a închis ochii, să nu vadă cât suntem. Pentru că dacă ei vedeau... Dacă intrau înăuntru, da. Da, deci dacă intrau înăuntru, știau. Și repede ți-am scris mesaj să te încurajez că Domnul are lucrurile în control și e voia Lui să ne întâlnim în continuare. Amen, amen. Dragii mei, câteva gânduri am vrut să împărtășim cu voi în seara asta, pentru că n-am avut program ieri la biserică ca să dăm un live, am zis că facem o înregistrare în seara asta împreună cu soția mea, Domnul să o binecuvânteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile, toți oamenii căsătoriți, toate soțiile, toți bărbații, și să înțelegem fiecare că nimeni nu are toate darurile, și soția ta are darurile ei, tu ai darurile tale, și împreună, dacă ne uităm fiecare la părțile pozitive și le uităm pe cele negative sau le îmbunătățim, atunci putem să devenim mai puternici. Eu, folosind darurile soției mele, devin mai puternic, pot să fac mai multe lucruri, pot să fiu un om mai eficient, mai binecuvântat.
dacă aș subestima-o, dacă aș zice tu n-ai daruri, tu nu poți să faci nimic, atunci aș avea de pierdut. Toți avem daruri, dar trebuie să le descoperim și să le folosim unde le avem. Dacă ai dar de cântat, cântă. Dacă nu poți să predici, nu predica, dar cântă, folosește-ți darurile unde ești cel mai bun. Da. Amin. Dacă ai un gând pentru femeile care poate au anumite probleme, se luptă, provocări, în final, dacă vrei să zici ceva, un gând pentru mame. Un gând pentru mame, să stea lângă Dumnezeu. Chiar aseară zicea fratele Leonard despre faptul că noi trebuie să ne luptăm pentru familiile noastre. E foarte important să veghem asupra copiilor noștri, mai ales în aceste zile în care primesc informații de peste tot. Și chiar și în biserică la noi trebuie să avem grijă ce prieteni au și să îi controlăm. Să vedem, să veghem asupra familiei și bineînțeles rugăciune și post, care Dumnezeu e cel care protejează. Și oricât de greu este la o mamă, dacă se roagă și dacă se ține tare de Dumnezeu, Dumnezeu nu o lasă. Nu, normal că nu. Dumnezeu ori îți rezolvă situația, ori îți dă putere o anumită vreme să treci peste acea situație. Pe noi Dumnezeu, pot să zic că în ăștia 10 ani, de când, bine, că am mai slujit și înainte de Peniel, am fost misionari în România, au fost multe lucrări în care am fost implicați, pot să spun că faptul că suntem în picioare este datorită lui Dumnezeu. La câte atacuri demonice și spirituale vin asupra slujitorilor. Vorbind de atacuri demonice acum când e seara de Halloween. Dar câte semne dă Dumnezeu oamenilor? Da. Au murit oamenii aia în Coreea, pare mi se, da, peste 100 de persoane. Au 150 murit, de persoane. Au murit în București acum câțiva ani. În 2015, la acel complex. Atâtea se întâmplă și oamenii nu văd că e o sărbătoare a Satanei. Ei zice, caută rădăcinile. Păi chiar dacă rădăcinile vin din tradiția veche creștină, care nu este biblică, tot nu poți să le dai dreptate, pentru că în Biblie se condamnă legătura cu morții și te uiți la sărbătoarea asta. Ce sărbătorește? Culoarea neagră, haine negre, cap de morți, groaza, sperietura, sărbătorește întunericul. Întunericul, asta e forma întunericul. Da. Împărăția lui Dumnezeu, îngerii au haine albe, au fețe frumoase, îs buni, îs amabili. Aici vedem exact opusul cu Halloween-ul ăsta. Dar și în Coreea au murit, zice că vârsta cea mai mare era de 20 de ani, deci erau adolescenți cei care au murit acolo. Și trebuie mamele și părinții să aibă grijă de copii, că unii s-ar putea chiar să se sperie de anumiți oameni care sunt machiați și să le rămână chiar... Nu, și de la băutură unii de la machiat vor să ducă mai în groază lucrurile. Nu? A fost acolo cineva care și-a ucis copilul de Halloween, nu? Da, i-a dat dulciuri cu o travă. Iasă era în America. Să bagă diavolul în ei și atunci diavolul are sărbătoarea lui. Asta e sărbătoarea favorită a sataniștilor, am înțeles. Trebuie să avem foarte mare grijă în zilele noastre, pentru că diavolul e foarte înțelept în stilul lui și știe să-i atragă pe copii. A, un pic, puțin încoace, puțin dincolo, ba dulciuri și îi atrage în capcană. Întotdeauna. Păcatul este cosmetizat frumos. Frumos, când n-o să vină diavolul urât. În grădina Edenului, i-a vorbit frumos Evei și i-a zis, nu-i chiar așa de grav, hai gust aici, hai fă. Diavolul cosmetizează lucrurile, pentru că dacă ar fi prea pe față, nu le-ar mai primi oamenii într-un număr așa de mare. Bun, dragii mei, Domnul să vă binecuvânteze. Aici la noi nu-i numai ora 8:30, poate la voi 10:30. Vă dorim o seară binecuvântată, vă dorim alese binecuvântări. Rămâneți lângă Dumnezeu, Domnul să vă poarte în carul lui de biruință. Iubiți-vă copiii, iubiți-vă părinții, iubiți-vă soția, iubiți-vă familia și puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu. Că dacă noi lucrăm cu Dumnezeu. Și pastorii să iubească. Amin. Dacă noi lucrăm cu Dumnezeu și Dumnezeu va lucra cu noi întotdeauna. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Fiți binecuvântați de Iisus. Amin. Amin.